Domnul să fie lăudat. Amin. Iubită biserică, iubiți frați și surori, dragi oameni, dați-mi voi acum la sfârșit de programe, după un maraton de programe de două zile, trei programe, să-mi exprim bucuria și să aduc salutul bisericii Betel din München, acolo unde slujesc. Iuda, versetul 2, îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Amin. Totodată, din partea bisericii, cuvinte de mulțumire și de apreciere. Ultima dată când am fost la dumneavoastră, într-o seară, cred că era într-o duminică seară, ați fost provocați ca să faceți o dărnicie pentru biserica noastră și vrem să vă mulțumim în numele Domnului pentru deschiderea care ați avut-o și ajutorul dat, Dumnezeu să vă răsplătească. Amin. Noi am trimis și o scrisoare de mulțumire prin fratele Sorin Iacoban, dumnealui imediat după aceea a venit prin Europa, a trecut și pe la noi prin biserică și am trimis această scrisoare și ce putem să spun este că lucrarea merge înainte. Vedem cum Dumnezeu lucrează și nu putem să spunem decât numai, Doamne, fă-ți numele de slavă în continuare. Mulțumesc fratelui păstor că a acceptat cumva, am scris cu dumnealui în după masa aceasta câteva rânduri, pentru că m-a aflat textul din Matei 24, după ce s-a terminat programul de dimineață și eu vă spun sincer, mi-am făcut câteva gânduri chiar din prima zi când am venit aici de sâmbătă, de ieri, cu privire la ce să vorbesc. Știam că în seara asta o să am câteva gânduri și două lucruri care m-au marcat când am venit aici la dumneavoastră acum. Unul este numărul frumos de tineri care au încheiat legământ cu Domnul. 46, nu dacă nu greșesc. Slăvit să fie Domnul în veci. Câteva gânduri despre această lucrare și cei care sunteți aici, care ați încheiat legământ cu Domnul și nu numai. Pavel le spunea celor din Filip în capitolul 2, pentru că ce se întâmplă? Botezul este ceva care demonstrează că a avut loc ceva în trecut. Deci tineri ăștia s-au întâlnit cu cineva în trecut, i-au prins la colț și au zis, capitulăm, gata, ce să facem? Pocăiți-vă! Și fiecare din voi să fie botezat în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt și apoi veți primi darul Sfântului Duh, le spunea Petru la cincizecime. Dar în Filipeni, capitolul 2, spunea Pavel, nu se termină aici, ci voi trebuie să vă duceți mântuirea acum, până la capăt, cu frică și cu tremur. Și mi-am adus aminte că unii dintre frați chiar se ruga și mulțumea Domnului că a fost o zi în viață când l-am mărturisit și noi în apa botezului. Imediat după ce ne-am botezat, știți ce au făcut părinții noștri cu noi? Bă, la stăruință cu voi, că aveți nevoie să fiți un plus de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Aveți nevoie de putere. Ne rugăm pentru ei, dați copiii noștri, dar ei trebuie să știe un lucru. Trebuie să fie plin de puterea Duhului Sfânt. Pentru că luptele din ziua de astăzi sunt imense. Provocările care le iau ei sunt imense. De aceea chemăm numele Domnului peste ei și Dumnezeu să se îndure de ei, să îi umple cu puterea Duhului Sfânt. Și al doilea lucru care m-a marcat, despre care vreau să spun câteva gânduri, a fost localul dumneavoastră. Locul de închinare, sanctuarul, așa cum spunea fratele Luigi aici ieri. Modificările care le-ați făcut, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Felicitări! Acum eu știu ceva. Mai știu că au fost voci, să nu fie așa, dar la noi au fost, care au zis, băi, risipă. Se putea face altceva. Prea mult. Pentru că a venit o femeie în casa lui Simon leprosul și a adus un vas de alabastru. Prețul unui an de lucru. Și l-a spart și l-a răsturnat, l-a stors pe Mântuitorul pe picioarele lui și cu părul capului ștergea picioarele. Și-a zis, risipă. Să putea vinde, o și știut prețul, cu 300 de lei.
și banii să-i dăm la săraci. Dumnezeu să răsplătească toată binefacerea care ați făcut-o dumneavoastră aici. Amin. Este impresionant. Și despre acest lucru vreau să vorbesc, despre casa Domnului. Casa Domnului Betel. Unul dintre frați care ne-a îndemnat în seara aceasta la rugăciune a fost atent la durerea sufletului care o are și auzându-și copilașul că îl întreabă niște lucruri care acum câțiva ani de zile nici nu se pomenea așa ceva. Copiii noștri sunt mari deja, dar ne îngrijorăm și ne facem griji și ne rugăm pentru nepoți. Când vin părinții la binecuvântare cu copiii, ne rugăm și parcă plânge inima în mine pentru că parcă văd puterea diavolului care îi așteaptă afară. Dar credeți-mă, cel care este în noi este mai tare ca cel care este în lume. De aceea, părinți dragi, chemați numele Domnului peste copii. Pentru că, da, într-adevăr, lupta este perfidă. Lupta este perfidă. Un mare actor român, îl mai ascult așa din când în când, trăiește acum, a avut un podcast, un discurs cu un preot ortodox și a spus: părinte, când Hristos a coborât pe pământ, Irod a omorât copiii. Astăzi, ceea ce fac ei cu copiii noștri, omoară copilăria. Și m-am înfiorat că așa este. Dumnezeu să păzească toți copiii din casa aceasta. Dragilor, aș vrea să citesc dintr-un psalm un singur verset și aș vrea să vă rog să stați ridicați. Psalmul 27, versetul 4. Psalmul 27, versetul 4, în psalma lui David. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Amin. Ședeți, vă rog. Mi-aduc aminte că, copil fiind, mergeam cu tata de mână la biserică și nu era atunci, sau cel puțin nu se folosea expresia asta, că mergem la biserică. Se spunea că mergem la casa de adunare. Mergem la adunare. Și pe frontispiciul unor clădiri, unde era biserică, unde era adunare, chiar așa scria: casă de adunare. Ideea de casa Domnului, dacă ne uităm în Scriptură, a apărut mult mai târziu. A apărut mult mai târziu, pentru că îmi dau seama, mai ales în zilele de astăzi, că ce trebuie să fie de fapt casa Domnului? Casa Domnului trebuie să fie, în primul rând, un spital. Casa Domnului să fie o școală. Casa Domnului să fie o cantină. Eu cred că lucrurile astea caracterizează Biserica Betel din Detroit. Mai țineți minte lucrarea care a fost ieri? Dimineață, după ce s-a terminat programul. Că Dumnezeu va face o trezire, va lucra la inima oamenilor de aici, din orașul acesta, și vor veni în casa Domnului și voi să fiți pregătiți să-i primiți. Poate că nu o să vă placă mirosul cu care o să vină în adunare, că o să miroase alcool, o să miroase a tutun, o să miroase a droguri. Dar Mântuitorul spunea la un moment dat că nu cei sănătoși au trebuință de doctori, ci ăia bolnavi. Dumnezeu ne-a vorbit în urmă cu câțiva ani de zile, când am format Biserica Betel la noi în München, că va fi locul unde se vor întoarce fiii risipitori. Și vedem cum și în ziua de astăzi, unul după altul vin, cu patim. Și a trebuit să-i primim cu dragoste. Și mulțumim Domnului că
Dumnezeu a lucrat în așa fel încât Dumnezeu i-a eliberat. Au încheiat legământ cu Domnul și astăzi sunt parte din Biserica Betel. Dumnezeu să fie lăudat. În prima carte a lui Moise, în Geneza, Dumnezeu îl creează pe om. Avea acea comuniune, acea părtășie în răcoarea dimineții și se ducea și se întâlnea. În capitolul 2 a cărții Geneza, șarpele era mai șiret ca toate animalele, ca toate târătoarele de pe pământ, vine și o amăgește pe Eva, dar și Adam era lângă ea acolo. Și n-ascultă de porunca lui Dumnezeu. Se ascund. Vine Dumnezeu și pune o întrebare. Unde ești? Unde ești? A doua întrebare care Dumnezeu o pune, dar nu mai pune lui Adam, o pune lui Cain. Unde este fratele tău? Oare ce ziceți? Întrebările astea mai sunt actuale în ziua de astăzi? Nu e așa că venim la biserică, la casa Domnului, la adunare, ziceți-i cum vreți. Mie mi s-a întâmplat, nu odată, și eu cred că vi s-a întâmplat și dumneavoastră, că vii la adunare și dintr-o dată problemele, situațiile, gândurile te duc departe. Și pur și simplu, după câteva minute, poate îți dai seama, mă, stai puțin că eu sunt în adunare, sunt biserică. Unde ești? În capitolul 8, Dumnezeu se supără și zice, gata, termin cu ei. Vine potopul, Noe și cei care au fost salvați. Și primul care zidește un altar, un loc de întâlnire al omului cu Dumnezeu, de fapt, este Noe. Următorul după Noe care zidește altar, și au trecut câteva generații, a fost Avram. Și persistă acest loc, nu pot să-mi dau seama cum erau, făcut din pietre cumva, așa zidit unul peste altul și acolo se aduceau jertfe și acolo mulțumea lui Dumnezeu și acolo se întâlnea Dumnezeu cu omul, la altar. Și persistă ideea asta până pe vremea lui Moise. Și în Exod, în cartea Exodului, capitolul 25, Dumnezeu îi poruncește lui Moise să facă ceva. Ce ai să-mi faci un cort al întâlnirii. Și îi dă directive clare, dimensiuni și așa mai departe, tot ce există acolo. Știți ce duce Moise cu el în cort? Altarul. Și mai duce ceva. Chivotul legământului. Ce era chivotul? Era o ladă care era purtată după porunca lui Dumnezeu doar de leviți. Erau tablele legii acolo, toiagul lui Aron care înfrunzise și mană, ca să nu uiți că eu, Domnul, îți dau de mâncare, cu alte cuvinte. Deuteronom, capitolul 8, spune la un moment dat, când vei mânca și te vei sătura, nu cumva să zici că eu, prin puterea mea, mi-am câștigat hrana, ci Domnul este care ne dă de mâncare în fiecare zi. Și îi mulțumim că ne-a dat pâinea aceea de toate zile pentru care ne-a rugat și ne rugăm, ne-a dat-o ieri. Ne-o dă și astăzi și ne-o dat-o. Și vreau să vă spun că o să ne dea și mâine. Că El este credincios cuvântului Său. Și persistă această stare a cortului întâlnirii până pe vremea lui David. Dar legat de lucrările care au fost în biserică aici, am învățat un lucru, pentru că și noi în biserică avem slujitori cu dar de descoperire și suntem foarte atenți la ceea ce Dumnezeu ne vorbește. Acum eu vreau să vă spun acum, nu că ne comparăm cu alții, sau eu vă compar cu alții, dar am fost în biserici mult mai libertine ca și la voi, în care e voie să faci orice. Păi dați-mi voi să vă întreb dacă pe voi
Dumnezeu vă îndeamnă la mai multă sfințenie, la mai multă apropiere de Dumnezeu. Ce poate să le spună la ceilalți? Am o întrebare, fără răspuns. Nu știu. Mi-aduc aminte de o lucrare care am avut-o în biserică cu mulți ani în urmă, la scurt timp după ce am format biserica. Și știam că se arăcoa cu tot felul de povești, cu vorbe mizerabile și neadevărate, bineînțeles. Și am tăcut, n-am zis nimic. Am fost provocat să vină o frate și te apără, vină și spune, uite ce se vorbește despre tine. A zis, nu. Mi-a adus un CD acasă cu niște înregistrări dintr-un sfat frățesc care l-a avut. Ascultă-l și vine, a zis, n-am să-l ascult veac pururi. De ce? Știi ceva? Eu sunt om ca și ei. Și pe mine, într-adevăr, zicea, s-au spus și lucruri adevărate în dreptul tău. Și zic, elea adevărate nu mă o să mă marcheze pe mine, ci cele neadevărate. Și atunci, din ce cauză, ca ce motiv să mă încarc eu cu niște lucruri care să mă amărască, să mă amăgească, să mă facă pe mine să țin necas pe frații mei? Și am zis, niciodată. Și a venit un vas de lucru în biserică și a vorbit în felul următor. Când cei răi s-au ridicat și loveau în dreptul tău cu pietre, să știi că eu m-am pus între tine și ei. Și am continuat cuvântul Domnului și m-am înfiorat. Mi-au dat lacrimile și a zis Domnul așa, nu merită să te uiți la ăia la care nici eu măcar nu mă mai uit. Și atunci venim la biserică, venim la adunare, cântăm, ne rugăm, avem cor, avem orchestră, avem fanfară, avem de toate și Dumnezeu să nu vorbească în biserică? Dumnezeu să nu se uite în biserică? Dumnezeu să nu fie acolo prezent? Păi nu este asta cea mai mare înșelătorie? O, Doamne, păzește-ne! De aceea fiți atenți când Dumnezeu vă vorbește. În primul rând, Dumnezeu vorbește prin cuvântul Lui, cu da și amin, prin Scriptură. Și prin mesaj profetic, bineînțeles, băgați-le la minte și luați seama la ele. Am fost atent la lucrările care le-ați avut. Continui. Zice David, mă, nu-i corect. Eu să locuiesc într-un palat. Și chivotul Domnului, Domnul meu să locuiască într-un cort. Am să-i fac o casă. Și Dumnezeu îl trimite pe Natan la David și David îi zice, uite ce am de gând, vreau să construiesc o casă Domnului meu, o casă de rugăciune. Natan zice, e bun, foarte bună ideea, să duci acasă. Noaptea îi vorbește Domnului Natan și zice, du-te înapoi. Și spune așa lui David, că e bună ideea, îmi place și mie, dar nu el o să construiască templu. Casa de rugăciune, cel care va veni după el, pentru că el are mâinile pătate de sânge. Și a venit succesorul său următorul, Solomon. Și Solomon preia toată schița, tot planul de construcție a templului de la tatăl său David, care recunoaște David și spune că este de la Domnul toate ce le-a dat. David le avea toate în minte, așa spune cuvântul Domnului, că toată schița templului, tot ce exista acolo, le avea în minte și le-a dat la Solomon. Și așa se face. Acum, ce am citit eu din Psalmul 27, un lucru cer de la Domnul și îl doresc verbinte, aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minuneze templul Lui. Nu era construit templul. David privește prin credință și vede acea clădire impunătoare. Și zice, aș vrea să locuiesc acolo și să mă minunez de frumusețea templului. Și Solomon se apucă de treabă. Și aș vrea să citesc câteva lucruri. În cartea 2 Cronici, capitolul 2, versetul 5 în jos. Auziți, casa pe care o voi zidi trebuie să fie mare, căci Dumnezeul nostru este mai mare decât toți Dumnezeii.
Dar cine poate să-i zidească o casă când cerurile și cerurile cerurilor nu-l pot cuprinde? Și cine sunt eu ca să-i zidesc o casă decât doar ca să artă mâie înaintea lui? Și s-a zidit casa aceasta. S-au adus lucruri și cel mai multe lucruri au fost numai din aur curat acolo. În casa asta de rugăciune voi ați investit enorm de mult. Dați-mi voie să vă felicit încă o dată și să vă spun, cu asta rămânem. Spuneam Bisericii Betel din München, ascultați bine, frați și surori, dacă la tine acasă ai mai mult confort și ai mai mult, să spun în ghilimele, scuzați-mi expresia, lux, ca și în casa lui Dumnezeu, avem o problemă. Când am format biserica, aveam un cer de rugăciune la o familie și îmi duceam instrumentele de acasă cu mine, le aduceam înapoi, iar le duceam. Și am zis, mai hai să cumpărăm un acordeon ca să-l avem acolo, să cântăm cântări și să ne rugăm. Și zice un frate, frate Nicu, am văzut unul la Flowmarkt. Flowmarkt e piața de vechituri. Și am zis, băi, chiar așa, mă. Urma duminică în biserică și se ridică o soră din adunare și zice, frate Nicu, am un acordeon Hockner acasă, e nou nouț. Mi l-am cumpărat că am vrut să învăț la el, dar nu pot să învăț, vreau să-l donez bisericii. Dați-le să mănânce, le-a zis Iisus. N-avem. Ce putem cumpăra noi cu 200, cu 300 de lei? Dar știi ceva, învățătorul? Este un copil aici care are 5 pâini și 2 pești. Noi n-avem, dar are el. Aduceți-l la mine. Putea copilul ăla să zică, îți dau numai 3 pâini și un pește, restul pentru mine. Eu ce mănânc? Sau putea să zică, nu-i dau nimic. Le-a pus toate în mâna Mântuitorului și a zis, fă ce vrei cu ele. Le-a binecuvântat, le-a dat ucenicilor, le-a împărțit și a zis, împărțiți-le! Mă întrebam odată, măi, cum s-au mulțit pâinile alea? Că au fost 5.000 afară de copii și de femei. Cum s-au rămulțit? Mă gândesc că tot rupea din pâine și dădea la unul și iară s-a adăugat la loc. Iară rupea din pita aia și iară s-a adăugat la loc. Dar știți care e minunea? Ioan zice în capitolul 5-6, foarte atent la detalii, apostolul Ioan în Evanghelia lui zice, în locul ăla era multă iarbă, că le-au poruncit să stea jos. N-o gândiți-vă când o mâncat ei din pâinea aia, în locul ăla cu multă iarbă, și trimite Iisus și zice, adunați fărâmiturile acum. Cum s-o dus ei și dădeau iarba la olaltă așa, ca să adune fărâmiturile să nu se piardă nimic. Și să adună 12 coșuri de fermituri. Pentru că ceea ce binecuvintează Dumnezeu rămâne binecuvântat. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea. Și apoi celelalte lucruri, care? În ce context vorbește Domnul Iisus acolo? Voi să nu vă îngrijorați ce? Ce veți mânca? Cu ce veți vă îmbrăca? Și ce veți bea? Trei! Atât! Alelalte lucruri neamurile le caută. Acum, hai să fim sinceri, dragilor. Chiar numai atât avem. Mâncare, băutură și haine de îmbrăcat. Nu vedeți cum Dumnezeu ne-a răsfățat și ne răsfață în fiecare zi, în fiecare clipă. Și avem atâtea bunătăți. Nemulțumiți de aia, nemulțumiți de aia. Păi uitați-vă numai cu ce mașini veniți la biserică. Le spun și la noștri din München. Acum eu am văzut, dar aș vrea să mergeți în România să vedeți ăia cu ce mașini vin la adunare. Mai mergeam în țară, bă, tot cu Adidas ăștia vii. Bă, da, mă, dar ce au zic? Păi și anul trecut ai fost cu ei. Da, care-i problema? Dar nu stricați, îi îmbrac și nu.
atâtea mofturi. Și cu toate astea, îi mulțumim Domnului că încă mai are răbdare cu noi. Amen. Dragilor, în final vreau să vă spun, să duce Iisus în templu, să uită și plimbă privirea peste tot și a doua zi să duce iară. Ioan zice în Evanghelia lui că face un bici din ștreanguri și începe și dă în stânga și în dreapta și scoate afară. Învățătorule, tu nu te minunezi, uite ce templu, uite ce clădire, afară, că este scris, casa tatălui meu se va chema o casă de rugăciune cât va ținea viacurile, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Dragilor, atenție mare! Este casa lui Dumnezeu. Amin. Să rămână a lui Dumnezeu. Amin. Stăpânul acestei case nu-i nici păstorul, și noi suntem niște simpli slujitori. Zicea Pavel, păi cine-s eu? Păi cine e Apollo? Ne-am dat noi viața pentru voi. Nu, Hristos a murit. Unul seamănă, ălălalt udă. Dar cine face să crească este Domnul. Doresc ca casa aceasta de rugăciune Betel într-adevăr să fie un spital și când va veni nenorocitul aici să-l simtă pe Dumnezeu și să fie vindecat. Să fiți pregătiți să-i primiți. Închei cu un exemplu actual din biserica noastră. A intrat un tânăr la noi în adunare plin de tatuaje. Și pe aici, pe mâini, peste tot. Sta de vorbă cu ei și unul dintre diaconii din biserică, care și el venit din lume, știe cum să-i abordeze. Ce frate Nicu, ăsta e a meu. S-a dus, sta de vorbă cu el, ține legătura telefonic, dă-i. Știți ceva? Dumnezeu l-a eliberat de patimi. Cere să fie botezat. Doamne Iisuse, am zis, ce facem acum? Urmează o conferință în Italia de tineri, anul trecut a fost. Să înscrie la conferință un autocar închiriat de biserica noastră, toți tinerii din biserică, să înscrie și el la conferință. Asta am aflat-o mai târziu. Și vorbește cu Bogdan, cu diaconul bisericii și zice, frate Bogdan, vreau să vin la conferință. Și zice Bogdan, măi, Raul îl cheamă. Știm numai noi doi, fii atent, mergem la conferință. Și dacă Domnul dă un cuvânt în dreptul tău acolo, uite, noi te primim la botez. La acea conferință de tineret a fost și fratele Nic Balmoș, nu știu dacă e în biserică aici acum în seara asta. Și a fost și un frate de la Arad, fratele Tică sau cam așa ceva îl cheamă, un frate cu dar de descoperire. Și spunea Bogdan, stătea Raul lângă mine, a fost o lucrare pentru popor și a doua lucrare a fost exact a lui. Al lui Raul. Acum nu știu care a fost la el, că asta am vrut să-l întreb pe fratele Nic Balmoș, el sau fratele Tică de la Arad, nu știu, nu e important asta. Dar s-a dus la el slujitorul Domnului și a zis, te-am iertat, te-am spălat, te-am curățat, punct. Și astăzi în adunare și nu de puține ori îl auzim că se roagă cel mai tare în adunare. Îți mulțumesc că m-a iertat. Când a făcut mărturia la botez, într-o vineri seara, a zis, frate Nicu, dă-mi voi să mărturisesc, cum să nu? A zis, fraților, toate le-am făcut în afară de crimă. Mulțumesc Domnului că m-a iertat. Slăvească-se numele Lui în veci de veci. Este Dumnezeu care lucrează, Dumnezeu minunilor, Dumnezeu actual. Mai pot să spun o lucrare din adunare? Pentru că astea sunt palpabile și care le-am trăit și le trăim noi acolo. Tot ăsta, fratele Bogdan, a început un curs de mecanici de locomotivă. S-a dus la școală și acolo a dat de niște români și a dat și de unul acolo, cu numele de Paul. Bărbat din Brașov,
Și a vorbit de Domnul Iisus. Venea, spunea Bogdan, venea la cursuri cu Harley Davidson, așa, cu geacă de aia de piele, toată țintă, așa, cu o coadă mare, așa, după el, așa. Și a vorbit de Iisus și l-a invitat la biserică, la noi. Și vine într-o vineri seara, omul ăsta de care vă zic. Și l-am văzut cum intră în biserică, așa, tiptil, se duce pe ultima bancă și se așează acolo. Și zice, Bogdan, frate Nicu, mi-a venit colegul de servici la adunare. Ne-a rugat, am cântat, a doua zi la școală îl întreabă Bogdan, no, cum a fost? Face, mă, eu nu vă înțeleg pe voi, ce cântării se astea, mă? Bineînțeles că el unul care numai muzică rock și hard rock asculta. Ce cântări? Eu nu vă înțeleg. Zice Bogdan, hai și duminică. Vine și duminică la biserică. Vine și următoarea vineri și vine iarăși duminică la adunare. Și minunea, se înscrie la botez. Scurtez acum. Urma să fie botezul, dar părut tot acolo. Și îmi zice Dana, soția mea, bă, voi botezați așa? Zic, stai liniștită. Că va trebui să prindem momentul și aveți mare grijă cu cei care vor veni. Eu parcă îi văd cum intră pe ușa acum. Să prindeți momentul potrivit să le spuneți lucrurile astea. Că adevărul rostit în dragoste lucrează. Dar dacă nu este rostit în dragoste, omoară. Și așa a fost în lucrare, dacă mă amintesc. Că nu vor mai veni dacă nu vom ști să vorbim cu ei. Și zic către Bogdan, Bogdan, va trebui să vorbim cu Paul, cum avem o două, trei săptămâni până la botez și trebuie să vorbim cu el cu părul, ce facem? Ce frate Nicu, ascultă-mă, eu țin legătura cu el, ascultă-mă, te rog, nu vorbi cu el până nu spun eu. E cu cititul Bibliei până Luca acum, până Marcu prin Luca. Citește cu o rapiditate extraordinară. Păi eu fost reporter la Antena 1, pare mi se, sau la Antena 2 în România. O făcut și jurnalistică în țară. O dicție extraordinară în vorbire. Și face, așteptăm un pic. Hai să așteptăm până săptămâna viitoare. Așteptăm, a zis. Vine vineri seara la adunare, tot cu coada aia. Și zic, Bogdan, hai să vorbim cu el. Mergem și vorbim în spate. Dau mâna cu el, îl îmbrățișez. Paul, Domnul să te binecuvinteze. Zic, Paul, cum facem cu... Frate Nicu e programată. Zic, da cum? Am ajuns cu cititul Scripturii în Corinteni, unde zice acolo Pavel că nu vă învață chiar și firea că e rușine pentru un bărbat să poarte părul lung. Mi-am făcut termin, mi-am făcut appoint, cum ziceți voi, la frizărie și programată. Eu vreau să vă spun că eu am părul mare față de el acum. Dar asta lucrează Dumnezeu prin puterea Cuvântului și a Duhului Sfânt. Dumnezeu prin puterea Cuvântului și a Duhului Sfânt transformă inimi oameni. Și tot la o mărturie de-a lui care a avut-o în biserică, stând de vorbă cu mine personal, mi-am dat seama ce înseamnă mărturia unui cuget curat. Că așa zice Petru, că botezul nu este o spălare, o baie de întinăciunele trupești, ci mărturia unui cuget curat. S-a botezat în biserică, a venit și tatălui din România, s-a botezat și taică-s-o. Se înscrie la o stare de vorbă, scanează în QR code care l-am făcut noi în biserică acolo și cine vrea să stea de vorbă cu slujitorii, primesc e-mail-ul eu și cu fratele Ionuț și ne programăm în funcție de timpul care îl avem și zice, frate Nicu, eu vreau să stau de vorbă cu tine. Îmi făceam tot felul de gânduri, mă, ce s-a întâmplat, că nu trecut numai câteva luni de la botez. Și vine la mărturisire și scoate o foaie, eu cred că a avut două, nu mai rețin așa, așa format A4, scrise măruntă așa, pline. Și începe și zice, poți să mă asculți, cum să nu? Și vă rog să mă credeți. Plângea. Și pentru mine lucrurile care le mărturiseau erau niște banalități. Și mă întrebam, mă, și asta trebuie mărturisită. Și asta trebuie mărturisită. Mărturia unui cuget curat. Când cugetul curat este pătat, nu trebuie multă pată. Și îmi spunea cu lacrimi, nu, frate Nicu, cum am putut eu să fac asta? Zic, ce, Paul? Veneam cu mașina la biserică. Și n-am nu știu ce mașină, o mașină mai slabă, așa, nu fuge tare pe autostradă. Și în spatele meu, unul tot îmi făcea semn cu farul să mă trag deoparte, dar nu puteam să mă trag deoparte, că era un camion.
Și-a durat un pic până ce am mers mai în față și m-a tras deoparte. Dar acum n-a putut ăla să mă depășească, că a intrat iară unul. Și când l-am văzut că vrea să mă depășească, m-am băgat în fața lui. Și l-am ținut-o un pic așa, ia stai tu la respect un pic. Cum am putut eu să fac așa ceva? Eu, copil care m-a iertat Dumnezeu de toate păcatele, cum am putut eu să-l fac pe ăla să-l înjure pe Dumnezeu? Mărturia unui cuget curat. Dragilor, păstrați locul acesta un loc în care Dumnezeu se prezintă poporului său. Un loc al rugăciunii. Un loc al închinării. Nu este important, zicea Mântuitorul femeii la fântâna lui Iacov în Ioan 4. Zicea ea, unde să ne închinăm, pe munte sau la templu? Iisus nu-i răspunde unde și Iisus îi răspunde cum. Pentru că adevărați închinători, vine vremea și așa venit, când adevărați închinători se vor închina nici la Ierusalim, nici pe templu, nici pe munte, ci se vor închina în duh și în adevăr. Dumnezeu să vă binecuvinteze, cer iertare că am depășit timpul care a fost alocat. Plec cu o amintire frumoasă de la dumneavoastră, păstrăm aceeași legătură, mulțumesc familiei Juravlea lui Iulian și lui Alina, gazda mea, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Amin.